Așa arată acest îngar viu la 2 ani de la plantare. Suntem în luna aprilie, l-am plantat undeva acum 2 ani, în luna mai. Deci n-are chiar 2 ani, dar în acest timp plantea mereu cam la 1 metru, 1 metru și ceva înălțime, pentru a nu crește foarte înalt și a se dezvolta în lateral. Sincer, sunt foarte mulțumit. Anul ăsta o să-l las să crească mai mult. Să las undeva pe la 2 metri, să vedem cum o să fie. Am cumpărat de pe un site, o să vă dau link în descriere. Gar viu de 2 ani. Vechime. Recomandarea mea este ca la achiziție să cumpărați și acea plasă antiburuieni și îngrășământul adiacent. Îngrășământul îi face foarte bine și se va dezvolta mai repede și mai bine. Neapărat să luați acea plasă pentru a nu mai sta să culegeți buruienile de aici, dintre... Uitați, ca să se crezi niște buruieni așa micuțe și sunt destul de enervante. Cu folia aceea anti-buruieni rezolvați problema aceasta. Și prețul nu este deloc mare. Ok, cam acesta a fost videoul despre gardul meu minune, care a început să fie foarte admirat de amicii mei în ultima perioadă. Numai bine!